de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți sub... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață de sâmbătă. O să rog colegii, dacă sunt prin zonă, să închidă geamurile ca să nu avem muzica ambientală, că la noi în Piatra Neamț, sâmbătă, în piață este bârci, nu este piață. Mulțumesc tare mult! Începem emisiunea Oameni Buni pentru prima dată sâmbăta de la ora 10. De acum încolo o să încercăm să facem acest lucru în continuare cât mai mult și mai des, pentru că există oameni care sâmbăta vor să afle și noutăți, așa cum avem un public deja stabil la cafeaua de dimineață în timpul săptămânii. Invitatul de astăzi, primarul orașului Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa. Bine ați venit la cafea, domnul primar. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Chiar dacă ați băut cafeaua înainte de emisiune, astăzi acum beți apă, dar nu mai contează. Domnul primar, e o perioadă extrem de agitată. Noi săptămâna trecută, în fiecare zi am avut câte un șef de partid care ne-a vizitat aici la cafea. Noastră sunteți al doilea șef în PSD, ca să zic așa, la mai multe nivele, nu numai la nivelul ăla de funcție. Așa că vă consider ca și cum ați fi și dumneavoastră un purtător de cuvânt al partidului, dar vreau în primul rând să discutăm despre Târgu Neamț. Pentru că acolo sunteți primar și acolo v-ați desfășurat activitatea în ultimii 8 ani la primărie. Domnule primar, se apropie alegerile. Deja sunteți depășiți ca mandat, ca să spun așa. Cum spunea cineva ieri, nu sunteți expirați ca mandat, sunteți depășiți ca mandat. Și sunt semne că s-ar putea să mai depășiți încă și încă perioada 27 septembrie, dacă continuă cazurile de COVID. Eu am mai întrebat și cu altă ocazie. Vă simțiți confortabil în starea asta de incertitudine? Și cu alegeri, că hai să fim cinstiți. Când vin alegeri, parcă altfel se desfășoară lucrurile. Da, cred că nimeni din colegii mei sau din cei care sunt în postura de conducere, în special cei aleși, nu se simt confortabil în situația dată. Nu mai vorbim de aceste stări de alertă, stări de urgență și multe alte ordine care s-au dat în cursul celor 3-4 luni și nu cred că un om politic care este responsabil și care trebuie să gestioneze această situație se gândește la momentul de față la lege. Eu, dacă mă întrebați pe mine, în niciun moment nu m-am gândit la alegerile locale. Pentru că sunt multe, multe alte lucruri de făcut. Pot să fac o glumă? Dar la care alegeri v-ați gândit? Nu m-am gândit la alegeri în general. Știu. Situația dată, cu siguranță trebuie să găsim soluții să funcționăm, să funcționeze primăria și să asigurăm finanțele necesare la proiectele care le-am început și nu mai vorbesc de funcționarea spitalului și a instituțiilor de învățământ, așa cum sunt ele, chiar dacă este vacanță, am avut o perioadă destul de delicată și în partea asta a învățământului. Așa că astăzi discutăm nu în calitate de, președinte executiv a partidului, ci în calitate de primar și Discutăm în calitate de primar, dar eu o să vă întreb și politic, așa, printre altele, din când în când. Deci, spuneți-mi, la dumneavoastră zica la aia că toamna se numără bobocii, se poate aplica la nivelul primăriei din punctul de vedere, hai să-i spunem, al realizărilor publice? Pentru că, și mă explic de ce spun, de obicei, cam spre final de mandat, vin proiectele care, se aprobă proiectele pe care le încep cu un an, doi, trei înainte. E valabilă discuția asta la Târgu Neamț? Dacă e să discutăm pe real, putem spune că se numără toamna boboci, dar la mine, la cei 8 ani de zile de mandat,
S-au tot numărat. Am cam numărat boboci în fiecare lună. Bine, sunt critici, în special pe rețelele de socializare, unde toată mare parte din cei care, eu știu, au răutăți așa sau nu apreciază munca mea și a echipei de 8 ani de zile, se poate spune că vin alegerile și acum începe primarul cu investiții sau eu știu cu ceea ce anunț pe rețelele de socializare și nu numai. În Târgu Neamț, 8 ani de zile, am fost într-un continuu șantier, așa suntem și acum, și până la sfârșitul mandatului, cu siguranță, nu putem să spunem că vom termina investițiile. Investițiile vor continua și cu mine sau fără mine în viitor. Sunteți un șantier, spuneți dumneavoastră. Sper că o spuneți în sensul ăla că se construiește, nu că se repară. Nu se pune problema de reparat. Problema la Târgu Neamț s-a pus și se va pune problema de construit. Începând de la, cum am mai spus și în alte emisiuni, de la rețelele de apă canal până la zona de agrement, străzile, eu știu, extinderi de gaz și tot ceea ce au nevoie locuitorii orașului Târgu Neamț. Am înțeles. Păi haideți să vedem un pic. Că nu discutăm politică și discutăm administrație, care ar fi în momentul ăsta punctul central în care se lucrează la Târgu Neamț? Vă dau un simplu exemplu. De aproximativ 3 ani de zile am făcut eforturi deosebite pentru a schimba rețeaua de apă, în special în zona centrală a orașului, în zona blocurilor. Și la periferii, dar în special în zona centrală unde trebuia obligatoriu să schimbăm instalația de apă pentru că era veche, avea peste 40 de ani. La momentul de față, mare parte din străzile orașului sunt, eu știu, să nu le spunem, s-a intervenit pentru a se termina această investiție pe apă. La prima vedere, cu siguranță voi fi criticat că am asfaltat parte din străzi, iar acum s-a început... Păi da, dar ați fost atacat că n-ați asfaltat străzile, că ați pus rețelele așa. Da. Și acum se ajunge la partea cealaltă, nu? Acum terminăm rețeaua de apă și, bineînțeles, sunt anumite zone unde se asigură acele bazine, canale, să le spunem, de apă, după care vom continua cu reparațiile străzilor. Investiția este în pământ. Nimeni nu vede. Deci tot ceea ce se lucrează în pământ nu se vede. Dar totuși este o investiție de 3 ani de zile unde, în primul și în primul rând, am avut în vedere să venim în sprijinul cetățenilor pentru a nu mai plăti acele, eu știu, diferențe de apă, acele pierderi de apă. Și, în al doilea rând, este normal să încep începutul, adică cu asigurarea investițiilor pe apă canal. Dacă nu ai infrastructura care este în pământ, poți să torni oricât asfalt, că după aia te întorci la treabă acolo. Știți sunt avarii, sunt o groază. Știți care e problema, domnul primar? Nu există, și asta este o mare chestiune de strategie, nu există o strategie de dezvoltare a unei localități care să poată fi legată cu furnizorii de utilități în general. Da. Adică cei de la APA Serv au politica lor, cei de la, cum s-or chema acum, că nu mai știu cum se cheamă, Delgaz, Enel, Renel, ce-or fi ei, au politica lor de investiții, schimbă rețelele când au ei acolo pus și nu există o politică coerentă. Eu cred că un primar ar trebui care să aibă grijă de toate aceste lucruri și să încerce să le cumuleze în planul de dezvoltare al localității. Toate aceste investiții au fost prinse și sunt prinse în planul de dezvoltare a localității din 2012. Ați pomenit de furnizorii de apă, canal, gaz, energie. Toată lumea știe că atât Delgazul cât și APA Servu, dacă vorbim de cele două companii, nu fac altceva, nu vorbim de investiții, nu fac altceva decât să încaseze. Investiții nu fac nimic. Niciun leu nu au venit cu investiții. APA Servu, știm cu toții că abia reușește să... Mai bea câte un pahar de apă. Să facă o avare, să repare o avare. Nu vorbim de... Cum am făcut în Târgu Neamț, am schimbat
tot ceea ce înseamnă instalație de apă veche de peste 40 de ani sau am venit cu investiții pe canalizare în zonele unde nu exista acest lucru. Politica la apa serve a fost foarte simplă până acum. Că noi vă ducem apa. Când se oprește, se oprește. Când avem o avarie, avem o avarie. Dar dacă nu vă schimbați țevile, o să aveți avarii. Aveți țevi schimbate, dar avarii tot sunt. Tot sunt. Bine, sunt în zonele unde nu sunt schimbate țevile. Deci e cu duș întors aici. Delgazul. Eu nu am văzut, am atâția ani de când sunt la conducerea primăriei, nu am văzut să vină cu extindere sau cu o investiție serioasă pe banii lor. Simplu exemplu vi-l dau, acum am făcut câteva investiții pe extindere de gaz. Sunt zone, de fapt au fost și mai sunt zone în Târgu Neamț unde nu aveau oamenii gaz. Au venit cu solicitare la primărie, noi am făcut solicitare la Delgaz, un leu nu a asigurat. Din contră, pentru a ne aproba proiectul, trebuie să facem dovada că le-am plătit contravaloarea investiției. Bine, că vin și ei cu 10%, cu, eu știu, 20%, dar dacă nu ne-ai achitat investiția înainte de a începe, nici nu discută. Adică ne dă negație fără... Aceste mari companii sunt un fel de stat în stat. Stat în stat. Și niciodată nu am văzut o colaborare între o primărie și... companii de genul acesta. Vă contrazic, la Piatra Neamț a existat o colaborare de genul ăsta cu EON-ul la vremea aceea, când EON-ul a luat vreo 20 de miliarde de lei de la Piatra Neamț fără să presteze servicii. Pentru că a fost acel proces și acel scandal. Deci acolo sigur colaborează. La nivelul ăla, când este de luat, colaborează. Când e de dat, este o altă poveste. Bun. Haideți că la ultima emisiune pe care am făcut-o împreună vorbeam de că încep niște investiții. Îmi spuneați atunci că se lucrează și că așteptați să vedeți cât de serioși sunt cei care lucrează, care au câștigat licitațiile. Sunt serioși că noi, știind că veți veni în emisiune, am mai trimis și noi niște oameni să vedem cum au evoluat lucrările și când, nu știu, cu care să începem, întrebăm tehnicul, care imagine o ai? Deci să începem cu școala, mi-a spus. Eu vroiam în altă parte, dar începem cu școala. Asta e o lucrare terminată. E vorba de liceul... Colegiul Ștefan cel Mare. Apropo, un colegiu cu rezultate frumoase. La bacalaureat. Merită din plin investițiile care le-am făcut. Deci, cu rezultate frumoase. De fapt, am și spus în... ori de câte ori am avut ocazia, în special în Consiliul de Administrație, eu voi face tot posibilul să asigur finanțări pe ceea ce înseamnă investiții la toate instituțiile de învățământ, dar și noi, atât eu cât și Consiliul Local și locuitorii orașului, până la urmă, că pentru ei facem acest lucru, să fie mulțumiți de realizările care le au cei. Aveți niște imagini pe care le puteți vedea și dumneavoastră în monitorul de control din școală. Poate le explicați un pic ce s-a întâmplat acolo. Da, de acolo a fost o investiție pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, și am reușit să reabilităm, să modernizăm tot ceea ce înseamnă pavilionul 1 din Colegiul Ștefan cel Mare, începând de la holuri, sălile de clasă, laboratoare, cabinete. Arată frumos așa din ce vedem noi în imaginea. Da, mai sunt ceva probleme, tot ce vorbeam vis-a-vis de constructor, mai sunt ceva probleme cu avizele de la ISU, dar din ce am înțeles... sunt în curs de rezolvare. Este o investiție începută acum aproximativ un an de zile, terminată într-un timp record. Da, că tot vorbeam de licee și asta este o investiție. Cam cât s-a ridicat așa din ce știu? Aproximativ 30 de miliarde de lei vechi. Asta pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă o investiție într-un corp de clădire pe care îl reabilitez. Adică vorbim de bugetul orașului cam în proporție de un sfert. Deci un sfert din bugetul anual al orașului. Da. Aceea când se discută despre lucrurile acestea, bine, sunt și alte discuții, dar aici nu discutăm valoare. Când se discută despre o investiție în reabilitarea unui corp de clădire, costurile sunt foarte, foarte ridicate. Pentru că aceste reabilitări se fac într-un anumit fel. Nu poți să reabilitezi. Respectarea, în special a legislației pe partea cu ISU. Acolo este o mare problemă. Legislația este atât de dură de când au fost acele evenimente la colectiv, încât
foarte mult bani trebuie investiți pe această, pe această zonă. Parte, această zonă. Aproape că îmi vine să cred că s-a făcut o afacere din asta. Da, e o altă discuție. Da, da. În primar, că tot vorbeam de licee, vreau să vă, să vă spun un lucru. Noi am și scris în mesagerul care a apărut joi, am făcut o analiză a bacalaureatului și ca o veste bună pentru Târgu Neamț, liceul Conta, care nu este colegiu, da, este liceul care se află imediat ca rezultate sub toate colegiile naționale, care au avut rezultate foarte bune. Și pentru mine, ca om care stau și mă uit din afara sistemului, este pur și simplu de neînțeles dacă ai un liceu care are rezultate echivalente aproape cu colegiile naționale, să se desfințeze clase acolo. Da. Deci este o chestie, poate și la nivelul administrației se va discuta cu cei de la inspectoratul școlar, este aberant dacă tu ai acolo rezultate bune, să desfințezi clase în liceul ăla și să înființezi clase la care nu se înscrie nimeni în alte licee. Este aberant și e păcat. Până la urmă, oamenii au muncit și au făcut treaba. Știți că nu sunt un mare fan al unor oameni din zona respectivă. Noi am mai discutat lucrurile astea, dar când sunt rezultate, sunt rezultate și trebuie să le menționăm. Știți foarte bine că am mai declarat și declar ori de câte ori am posibilitatea. O prioritate a fost învățământul în timpul mandatelor mele de primar. Și bineînțeles, nu mai vorbim de partea medicală, de spital. Dar aici, în partea cu învățământul, eu am avut și am o colaborare extraordinar de bună cu toți directorii din Târgu Neamț, de la instituția de învățământ. Și profit de această ocazie, tot am văzut ceva comentarii, discuții vis-a-vis de directorii din Târgu Neamț. Eu pot să garantez că acești directori nu au fost numiți politic, cum spun unii sau alții, gurile rele. Și au fost numiți ca urmare a unui concurs care l-au dat. Și chiar dau un exemplu, la cel mai mare colegiu din Neamț, la colegiul Ion Creangă, directorul actual, l-am găsit director și a rămas director. Deci aici aș vrea un pic să nuanțez acest lucru. Nu mai vorbesc că la colegiu este o nemulțumire care i-am spus-o și actualul director, conducerii mai bine spus, a colegiului Ion Creangă. Acolo, anul trecut, acum 2 ani, mai bine spus, am investit, cred că, cea mai mare sumă, tot prin Programul Național de Dezvoltare, pentru abilitarea, este într-adevăr cea mai mare unitate de învățământ. Cea mai mare unitate din, și cu mari probleme. Mari probleme, foarte mulți elevi, dar am investit foarte mult în acea instituție de învățământ. Iar, din păcate, anul acesta nu prea au avut rezultate la bacalaureat. Dar, să știți că la ei s-a simțit foarte tare faptul că nu s-au putut face cursurile în mod real. Da, de sunt ce? Foarte pentru mult. Că sunt foarte mulți copii din mediul rural pe care nu puteau să facă cursurile cum trebuie. Ei s-au pregătit din punct de vedere tehnic și chiar, uite, eu nu prea laud directorii de școli, dar domnul director de acolo a gestionat destul de bine din punct de vedere tehnic chestiunea și al programei și ce mai era. Nu, eu îl știu de atâția ani, este un adevărat profesionist. Foarte bine. Da. Din păcate, materialul cu care lucrează este un alt material. Perioada pandemiei și de înțeles. Dar vreau să punctez faptul că în toți acești 8 ani de zile am investit nu numai într-un singur liceu sau școală, ci la toate instituțiile de învățământ din Târgu Neamț. Și am dat exemplu că, în adevăr, acolo s-a investit foarte mult la Ion Creangă. Bun, revin, chiar cu riscul de a ne repeta un pic, pe lângă liceu, acum este aproape de finalizare și o spun că arată foarte bine, am văzut și eu așa ce se putea vedea, creșa, investiție, care mie mi se pare una din cele mai importante pentru că rezolvă parțial o problemă. Parțial, pentru că nu este în totalitate rezolvată problema copiilor care să poată învăța într-o creșă. Arată foarte bine. Cred că o să găsim și niște imagini de acolo în timp cât vorbim noi. Spuneți-mi un pic cam care este... Nu aveți imagini? O să vi le dau eu în timp ce vorbim. Deci creșa orașului, am început investiția tot cam de un an de zile. Și acolo constructorul și-a făcut treaba și chiar ne-am înțeles foarte bine cu privire la termenul de execuție.
Singura problemă la Creșă o avem cu avizele, exact ce spuneam. O birocrație și o legislație foarte stufoasă, în special avizul ISU, și mai avem ceva avize pe partea energiei și apă canal. Dar problema este în curs de rezolvare. Eu sper că la sfârșitul lunii august, cel târziu, să dăm drumul la Creșă. Sunteți mulțumit. Acolo este un constructor, din câte țin minte, chiar din Târgu Neamț. Da, este un constructor din Târgu Neamț. Sunteți mulțumit de modul în care a lucrat? Asta am și spus. Sunt super mulțumit pentru că l-am rugat să termine cât mai repede execuția investiției. S-a ținut de cuvânt. El putea să să țină cont de contract, pentru contractul era de 24 de luni. A terminat mult mai repede investiția, așa că... Avem o imagine, cred, pe ecran. Da, aici este o sală de clasă. Da. Cam mulțumesc, așa o să pregătesc toate. Și alte imagini dacă ieșim din... Da, este o Creșă modernă, construită la parametrii europeni, să-i spunem, exact ceea ce a vrut directorul, doamna director de acolo, asta i-am asigurat. La fel, investiția este peste 20 de miliarde de lei vechi, prin fonduri de la fostul guvern PNDL-2. Am înțeles. Deci vorbim de ani de zile. De un an, doi, aici până am depus proiectul, până am obținut finanțarea, sau că am dus câteva luni de zile. Acest gen de investiții este necesar într-o localitate. Că de aici, după aceea, poți să te gândești și la alte lucruri. Dacă ai Creșe, grădinițe, dar Creșe acum este o cerere foarte mare, grădinițe, investești în școală și în liceu, practic poți să spui că din punctul ăsta de vedere îți asiguri lucrurile. Îți asiguri lucrurile din punctul de vedere al infrastructurii, care nu se vede. Și după aceea, încet, încet poți construi pe baza unui plan. Acest plan, noi am mai discutat, știu că există la Târgu Neamț. Dar, de exemplu, erau marile răni acelea. Târgu Neamț, stațiune turistică de interes național, te duceai în parc și țineți minte când am făcut eu fotoreportaj acolo și v-am arătat pozele din parcul acela la o zi, la nu știu ce manifestare, ziua orașului sau ceva. La festivalul medieval, probabil. Și dumneavoastră puneați capul în pământ și spuneați, domnule, nu pot interveni pentru că, ba, este un proiect, ba, aștept nu știu ce, ba, nu știu ce. Lucrurile au evoluat acolo. Au evoluat și au început lucrările. Mulțumit de cum lucrează constructorul? Nu. Nu sunteți mulțumit. De ce? Pentru că nu lucrează așa cum aș fi dorit eu. Adică mai repede. Mai repede și cu oameni cât mai mulți. Nu poți... E în grafic sau nu e? E în grafic. Termenul de execuție la Strand e de 24 de luni. La parc acolo lucrurile merg altfel, pentru că este vorba de terminarea unor alei, instalația electrică. Avem imaginile de la parc. Dar la Strand, timp, da, la Strand merge foarte greu. La Strand merge greu. Da. Bine, probabil că și acolo e mai mult o chestiune de scavări și transport. Adică ar trebui mașini multe și... Utilaje și oameni. Nu poți construi un Strand cu 5 oameni. Asta am discutat și săptămâna trecută când am avut întâlnirea cu constructorul. De fapt, la început de săptămână discutam cu constructorii și... Nu, și așa nu se poate. E cooperant, ca să spun așa? Da, e cooperant. Se plânge la fel de povestea cu pandemia și de lipsa forței de muncă. Nu găsește oameni pentru a-i angaja pe anumite activități specifice. Da. Dar acolo suntem în grafic. Sunteți în grafic. Da. Dar la zona asta, la altă, cu alei, ați... La zona ați... cu alei am terminat sunt mare niște parte imagini din... pe ecran. Da, pe zona cu spațiile verzi am terminat mare parte din alei, urmând ca în perioada următoare să se monteze stâlpii de iluminat și mobilierul din parc. Bănci, coșuri de gunoi și nu știu ce mai avem noi pe acolo. Bine, și spațiile verzi ale... reabilita. Dar aici e caz, mai ales sunt zone în care ele practic s-au tasat și aproape nu mai există. Oricum, aceste aproape 4 luni de zile de când este această situație, v-am mers cam greu, special pe partea asta a investițiilor. Merge greu pentru că și constructorii sunt la rândul lor, grevați de
situația generală. Mai sunt, de exemplu, constructorul care face strandul, are o groază de lucrări prin alte zone și împarte oamenii. E o situație generală, da, nu am. Și nu sunt oameni, nu sunt. Constructori nu sunt. Vă dau, dacă o să discutăm și de anfiteatru, am avut aproximativ 4 luni de zile scos la licitație acea investiție pe fonduri europene, nu a venit nimeni la licitație. Pe fonduri europene? Pe fonduri europene, da. Adică unde există o siguranță, unde există o siguranță, da, da. A plăților. O să vorbim și despre anfiteatru. Parcul acesta, partea de promenadă, ca să spun așa, credeți că o terminați în vara asta? Adică mai prinde cineva? În maxim o lună de zile este gata. Deci, practic, luna august... Dar nu are nicio legătură cu campania electorală. Nici nu v-am mai... Ați văzut că nu v-am mai întrebat de campanie. Da. Părerea mea, dacă mă întrebați pe mine, sincer, eu nu cred, dacă continuă lucrurile așa, că vom avea o campanie electorală normală și la data pe care, la care s-a anunțat. Dacă va fi atunci, probabil va fi o chestiune total atipică. Se va da drumul, probabil, și la votul prin... electronic, dacă vom intra în stare de urgență din nou și, sau în carantină, chiar și pe zone, lucrurile se vor schimba din nou. Dar om trăi și om vedea că nu, încă nu facem parte din guvern, eu. Dumneavoastră aveți șanse, eu nu mai am șanse să fac parte din guvern. Eu mă bucur că am reușit să mișc aceste investiții și sunt investiții destul de importante. În special acest parc unde știm cu toții că m-am judecat aproximativ 3 ani de zile. Am avut un proiect european depus chiar în 2012, pe ultima 100 de metri am prins un proiect european, nu aveam bani de cofinanțare, pentru că era vorba de... Aveați grad de îndatorare cumplit. Oamenii mă critică, este normal și eu, dacă nu știu despre ce este vorba, critic primarul. Dar nu se știe că aproximativ 4-5 ani de zile nu am făcut altceva decât să rezolv problema juridică a parcului și, bineînțeles, găsesc finanțarea necesară să mișc lucrurile. Dar acum, indiferent cine va veni primar, parcul va fi terminat. Adică nu fac probleme, pentru că există și finanțare și avem contractul în derulare, deci strandul va fi terminat, iar zona de promenadă nu se discută, pentru că aici va fi gata în timpul mandatului meu. Eu sunt curios și v-am mai spus și în emisiunea trecută să văd cum aveți proiectul pentru, deci unde e zona de promenadă, pentru serviciile oferite celor care merg acolo. Sper din tot sufletul să fie niște locuri în care să existe bun simț, să nu fie chici. Pentru că e păcat de zona respectivă, adică trebuie să depășim perioada cașcarabetelor, acelea cașcarabete care sunt, să vă spun eu, te duci acolo, parcă te strânge în spate și cu, mă rog, nu mai discut acum. Bine, va fi o zonă de alimentație publică obligatoriu, dar fără hotel, fără cazare, sau eu știu ce se mai auzea pe Târgu Neamț, zona de șezlonguri, zona de toalete cu vestiare, cabine de schimbat. Intrarea pentru aprovizionare va fi pe o parte, intrarea pentru clienți pe altă zonă. Deci eu zic că este foarte bine gândit proiectul și nu a fost gândit neapărat 100% de mine. Există un proiectant cu care am colaborat, există un artist popular, să-i spunem popular, pe domnul Bălan, care ziceam că mai discutam de dânsul, care a venit cu idei în acest... Acum este la un târg în specific. În Germania, parcă. Sau, nu mai știu unde. Este plecat undeva, da. Parcă eu știam la Râmnicu Vâlcea. Că nu, m-am plecat în străinătate undeva. Da, mă rog. Așa și... Și va arăta, sper, frumos. Eu sper să arate frumos. Va arăta cu siguranță. Pentru că era deprimant. Vă spun cinstit că era deprimant. Vă dați seama că mi-era mie rușine când aveam acel festival medieval care... Venea lume și a fost promovat destul de bine. Nu știam ce să le mai spun, pentru că omul te înțelege dacă îi spui că ai un dosar pe rol în instanță, nu-l interesează. Pe el interesează să aibă parc și pe mine mă interesează când vine turistul sau când vine cetățeanul orașului să-i asigur condiții în parc, așa este normal. Și într-adevăr este un parc cu renume și trebuie modernizat. Dar va fi, cu siguranță, terminat. Să mergem spre anfiteatru. L-am văzut când a început. Da. L-am văzut când a început. Acolo sunteți mulțumit de constructor. Da.
Deci acolo se lucrează, da. Ei au termen de finalizare la anul. La anul. Este un termen destul de scurt, pentru că am întârziat foarte mult cu licitațiile și cu avizele, la fel, aceeași problemă. Tare mi-aș dori ca viitorul Parlament, să spunem așa, când va fi ales, să umble un pic la aceste legislații vis-a-vis de avize și de tot ceea ce înseamnă documente înainte de a scoate o lucrare la licitație. Avem imaginea cu... Da, aici este zona anfiteatrului. Deja au ieșit din pământ, se lucrează la... Mai explicați o dată ce înseamnă anfiteatru, sunt întrebat. Să nu creadă lumea că e un anfiteatru roman. Este o zonă unde se vor organiza evenimente, tot ceea ce înseamnă evenimente în orașul Târgu Neamț și nu numai. Inclusiv alea electorale. Dacă le închiriază partidul cineva. Partidul plătește, normal, putem să... Partidul plătește întotdeauna, domnul. Nu cred că va fi... Este o zonă de agrement, să spunem așa. Acest anfiteatru va avea un număr de aproximativ 400 sau 500 de locuri, de scaune. Se vor organiza evenimente culturale și de altă natură în acea zonă, urmat de o zonă de spații verzi cu alei pietonale, piste de biciclete, știu, două baze sportive cu nocturnă sau posibil una mare care să împărțim în două, și aici avem o discuție vis-a-vis de aceste baze sportive. Deci va fi o zonă de agrement. Nu e anfiteatru roman, nu e nimic. E o zonă... Ei, nu, el se spunea anfiteatru așa, în limbajul... Da, așa e și denumirea proiectului. Da. E vreo șansă ca să se termine mai repede decât e? Nu prea sunt șanse. Că... În primăvara anului 2021. 21. Da. Abia aștept să particip la un... Este un timp destul de scurt, iar constructorul s-a angajat că va termina investiția, chiar dacă valoarea investiției este din anul 2015, ca și valoare. Deci nu e reactualizată. S-a reactualizat prin ADR, dar cu respectarea unor procente, nu știu exact, nu mă pricep la acest lucru, dar important este că am găsit soluția să mișcăm lucrurile. Bun, acum... Vedeți de ce am întrebat eu dacă toamna se numără investițiile la Târgu Neamț? Sunt foarte multe investiții. Dacă aș discuta tot ce avem la investiții în derulare acum, ar trebui să stăm măcar o oră să vă explic. Pentru că sunt foarte, foarte multe investiții care nu se văd la momentul de față. Așa se explică și criticile. Da. Deci așa se explică și criticile. Nu critici ceva ce nu există. Vă spun, numai pe partea învățământului avem 3 licee în Târgu Neamț și două școli. Deci în afară de Humulești ne-am terminat investiția, celelalte școli, la toate avem proiecte depuse pe fonduri europene care sunt în evaluare. Imaginați-vă că aceste proiecte vor fi finanțate, că va fi mâine, că va fi poimâine sau eu știu, în primăvară, aceste proiecte vor fi finanțate. Și până am depus aceste proiecte, echipa cu care lucrez au cam pus osul la treabă. Și aici mă refer la studii, fezabilitate, proiecte tehnice, eu știu tot, avize și multe altele. Toate acestea sunt, aceste investiții, aceste proiecte depuse sunt plătite din bani din buget local. Și sunt câțiva bani. Apropo de bani la bugetul local, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am făcut noi un reportaj la un investitor. Eu mărturisesc sincer că habar n-aveam că există o asemenea firmă la Târgu Neamț. Ceva cauciucuri, deci... Da. Icosaru, dar care cifră se bate pentru locul întâi pe țară, cu încă o firmă din zona Ardealului, parcă, sau nu mai știu, cu atâția angajați și cu producție, am înțeles, de nivel foarte înalt. Adică nu ne referim la niște curele din alea, cum eram obișnuiți noi. Genul ăsta de investitori, aparent nevăzuți. Domnul a și inițial refuzat că el nu vrea să facă, să vadă lumea. De ce? Sunt exemple de urmat. Sunt exemple de urmat. Mai sunt și alte asemenea societăți în Târgu Neamț? Mai sunt. Deci, dacă vorbim de Icosar, din fericire pentru mine, știți și dumneavoastră că am văzut și în interviu, acel investitor este din localitate cu mine și mi-este și prieten, adică am copilărit cu el. Nu, da.
El a cumpărat, cred că, trei sferturi din fosta fabrică Volvatir. Dacă mergeți acolo, cred că ați fost, să vedeți ce investiții a făcut, este de apreciat. Nu, deci asta vă spun, că sunt lucruri de genul ăsta despre care nu se vorbește. Noi toți spunem, județul s-a dezindustrializat. Dar uite că apar oaze de genul acesta, care, pe lângă că asigură niște locuri de muncă și bani la bugetul local, și are nevoie de, și mai are nevoie de oameni și nu găsește. Vedeți? Sunt mici motoare de dezvoltare locală. Pentru la fel, care... primarul e criticat că nu asigură locuri de muncă. Bine, nu vă iau laudă asta pentru mine, că a venit domnul Sărmășanu să investească în Târgu Neamț. Dar este un lucru important și care trebuie reținut, că putea foarte bine să stea în Timișești, să investească în localitate. Își lua o hală de acolo și... Nu, a venit și a investit în Târgu Neamț, pentru că sunt alte, vă dați seama, într-un oraș și altceva. Chiar dacă taxele sunt mai mari. Dar putem discuta de Sofia Man, la fel. Are aproximativ 200 de oameni angajați și mai are nevoie de oameni, nu găsește. Putem discuta de Moda Elisa, sunt o groază de firme în Târgu Neamț care asigură locuri de muncă și vor să... Și mai au nevoie. Și mai au nevoie. Și s-ar nu putea găsim. Dezvolta, nu da. Sunt oameni. La prima vedere vorbim de locuri de muncă. Da, dar nu găsești omul specializat, că așa cu facultatea de drept făcută la privat, nu te duci să lucrezi. Așa facem trecerea spre o chestiune socială. Una dintre doamnele care ne urmărește fiecare emisiune, să rămână doamnă, și pune întrebări deosebit de pertinente la fiecare invitat. Acum, văzând ce discutăm, noi ne întreabă așa. Domnule primar, câte ajutoare sociale sunt acordate an de an în Târgu Neamț? Că se leagă subiectul. Că sunt mulți care vin la ajutor social, dar nu, dacă li se oferă un loc de muncă, șovăie. A scăzut numărul de ajutoare? Fără discuții. Nu putem discuta de persoanele bolnave. Care sunt bolnave, e altă poveste. Dar dacă ne referim în special la acea zonă de persoane care nu doresc să meargă la muncă, cu siguranță au scăzut. Nu atât cum ar fi trebuit, dar au scăzut. Acum și legislația ne permite să tăiem ajutor social la persoanele care refuză un loc de muncă. Se organizează acum văd că pe perioada pandemiei nu ai cum să o organizezi, dar se organiza lunar bursa lucrurilor de muncă, atât ori la Casa Culturii, ori în sala de ședință la noi. Cei care li se asigura un loc de muncă și refuzau, erau chemați, le spunea, avem nevoie de 5 oameni în construcții, voi 5 sunteți de acord, nu sunteți de acord, tăiem ajutorul la social. La două refuzuri, parcă două refuzuri, da. Pierd da. Ajutorul social. Problema mai gravă la noi este acea categorie de persoane de etnie romă, unde acolo este foarte, foarte greu să... Pentru că nu au nicio meserie, nu au nimic. Noi mai tăiem din ajutoare, că este normal să tai, că nu mai sunt bani la buget. Dar dacă facem o analiză la ce era în 2012 și ce este acum... Au scăzut considerabil. Dar vorbim de ani. Știți ce aș vrea eu să văd odată? Toți șefii, de la șeful de județ până la șeful de localitate, problematica țiganilor, a romilor, eu nu știu, pentru mine romi e o denumire absolut artificială. Eu am crescut și știu de țigani în sensul bun al cuvântului și în sensul rău al cuvântului. Problematica asta este ocolită cu foarte multă eleganță, între ghilimele. Nimeni n-are curajul să discute. De ce? Pentru că unii îi folosesc ca forță electorală și după aceea îi ascund sub preș toate astea. Poate odată o să discutăm, apropo de Târgu Neamț, și problema asta referitoare nu numai la cei din Târgu Neamț, ci și la cei care vin în zona la Târgu noi Neamț. Problema nu e cu cei din Târgu Neamț. Cei din Târgu Neamț sunt cuminți, își văd de treaba lor acolo. Unul se ocupă cu meșteșugul, cu, eu știu, cu fier, cu ce fac ei pe acolo. Problema este la vânători. Problema cerșetoriei din Târgu Neamț, și la fel sunt critici, sunt conștient de acest lucru, este cauzată de acei romi din vânători. Dar de atâta și aici timp, revenim ani de zile, sunt ani de zile. Nu există o lege care să poți face ceva să previi acest... Deci, practic, ar trebui să puneți santinelă la magazine, să puneți santinele punem în centru. Punem polițist local din metru în metru, îi prinde, îi duce la Poliția Națională, le dă o amendă de, eu știu, nu știu câte 500 de lei sau 1000 de lei, amenda nu se plătește
Și aceeași problemă, toate amenzile revin la noi în debit și rămânem cu datorii la cetățenii de etnie romă. De fapt, ei rămân cu datorii la noi, nu achită nimic, iar legea nu ne permite. Ar trebui să facă măcar muncă. Muncă în folos comunității, nu. Chiar și închisoare. Eu așa aș fi, am vorbit chiar cu un parlamentar, nu are rost să-i dau numele. Bine, important e că parlamentarul respectiv să înțeleagă ce i-aș era în domeniu și știa ce înseamnă o amendă contravențională. Și i-am spus negru pe alb, așa, numai nu i-am desenat. Schimbați, domnule, legislația pe partea asta cu cerșetoria. Obligă pe ăștia care îi prinde poliția la cerșetorie să facă chiar închisoare. Nu vorbesc. Adică să recuperăm amenda. Eu știu așa, că există chestia aia cu grupul organizat. Ăștia, când se duc la cerșit, au un șef undeva. Da. Care șef se ocupă cu coordonarea. Măcar pe ăștia să-i scoată din sistem. Măcar pe ăștia. Aici trebuie să intervină Direcția de Asistență Socială, Poliția Națională, jandarmii, parchetul. Deci sunt o groază de instituții care trebuie să organizeze. Dar la fel, problema este a legislației. Adică primarul sau președintele Consiliului Județean sau nu știu cine altcineva nu poate mai mult decât să trimită poliția să constate contravenția, să-i dea contravenția și să-i dea drumul acasă, că altceva nu mai ce face. Nu mai sunt acele centre, în special pentru minori. Erau centrele, în cadrul Direcției de Asistență Socială, care îi duceai, îi decădeai din drepturi. Erau multe, vorbesc de înainte de 89. Acum s-a desființat tot și nu ai ce face cu ei. Da, este o problemă și lucrurile astea ar trebui discutate, cum să spun, în Târgu Neamț, dacă mergi, într-adevăr, asta este o problemă. O problemă mare, pe care, dacă nu schimbi legislația, nu poți să o rezolvi. Da. Apropo de ajutoare sociale, am mai vorbit și cu alți primari care chiar ieri m-au sunat doi primari să-mi spune, domnule, dacă faceți materiale și scrieți, deci spuneți că avem mari probleme cu banii pentru însoțitorii. Indemnizații și salarii, da. Deci la Târgu Neamț cum mare e povestea? Mare problemă. S-au terminat banii. Deci ne s-a alocat la începutul anului, la buget, o sumă pentru primele 6 luni. S-au terminat cele 6 luni. La momentul de față, persoanele cu dizabilități nu au finanțare asigurată. Iar din bugetul local nu ai de unde, pentru că bugetul se face la început de an. Nu mai vorbim că pe timpul pandemiei am luat bani de la investiții și am dat pe toate acele... Și sunt multe asemenea persoane? Sunt peste, cred că peste 100 și ceva de persoane. Care, într-adevăr, au probleme mari. Au nevoie de bani. Mai dează că sunt oameni, persoane cu handicap care nu se mișcă, care trebuie să le cumperi mâncare, una, alta. Eu încerc, fac toate, eu știu, tot imposibilul fac ca să găsesc banii necesari. Ne-ar trebui în jur de 1 milion de lei, 10 miliarde. Doamna dinainte spune, domnule primar, haide să-i recalificăm, să-i integrăm în loc să-i scoatem la muncă. La curățenie. Ar trebui să le dați posibilitatea de a învăța o meserie. Au posibilitate. La Sofia Man, la construcții. Deci au posibilitate. Au posibilitatea numai să se ducă. Dar nu văd eu un cetățean de etnie romă să meargă la Sofia Man să lucreze în... Dar nu e vorba numai de Sofia Man aici. Aici, știți, lumea spune așa, hai să-i învățăm. E, cum să vă spun eu, ca să înveți pe cineva, trebuie să și vrea. Prima chestiune este să și vrea. Lucrurile sunt destul de delicate, dar trebuie găsit o soluție. Sunt probleme de meserii, sunt proiecte, avem proiectul european unde bine, în perioada următoare probabil se vor recruta persoane care vor să obțină un certificat de meserii. Problema este alta. Mentalitatea încă nu este schimbată așa cum ar trebui. Le asiguri, eu știu, învățământul pe meserii, adică le asigur o meserie, după care pleacă în străinătate. Și investitorul nostru, Sărmășanu, de exemplu, merge și asigură finanțare la colegiul Ion Creangă, de exemplu, pentru un lăcătuș mecanic, dar nu poți, pe acel copil sau, eu știu, acel om care termină școala de meserie, nu poți să-l obligi să rămână aici. Păi vă spun eu, au fost anul acesta 4 clase aprobate în județul Neamț de învățământ dual. Și nu s-a ocupat, adică unde se face o meserie, unde investitorul dă niște bani, statul dă niște bani
Și în mod normal, cei care se duc acolo trebuie să semneze un contract, mi se pare, pe 3 ani de zile, că vor lucra după ce termină învățăria, unde fac și practică, așa, da, la societatea care a asigurat finanțarea. Ei bine, nu s-a ocupat, am înțeles, până săptămâna trecută. Am văzut și eu niciun loc. Am avut situații cu, la fel, cu învățământul dual, chiar Sofia Manu, dacă nu cumva a fost implicat, pe chelneri, bucătari, da, partea asta de alimentație, publică. Nu știu dacă din 30 de copii au mai rămas 10. Nu. Toți sunt plecați. Știți cum e, dacă tot semnezi un contract. Dar se pare că la noi lucrurile astea nu mai sunt așa. Problema este și a cailor romilor din Tăbăcari. Spune cineva, Don Juanito. Să trăiți, Don Juanito. Așa. Domn primar, pe final de emisiune, că mai avem vreo câteva minute, vreau să vă spun, vreau să le mulțumesc celor care stau și se uită la emisiune, fiind prima dată într-o zi de sâmbătă, chiar apreciez faptul că mulți oameni stau și sunt alături de noi, lucru deosebit. Domnul primar, să ajungem și la problema spitalului. Tocmai am dat zilele trecute două știri că se organizează concurs pentru manager și s-a întors domnul fost manager la șef la UPU, domnul Apostoae, care nota bene a și câștigat în primă instanță procesul cu DNA pe care l-avea. Spitalul din Târgu Neamț se pare că a scăpat cel puțin deocamdată de a deveni spital COVID. Este adevărat? Ați mai știți ceva? Nu, a scăpat. Deocamdată secția de infecțioase de la Spitalul Județean a rămas suport COVID. La Târgu Neamț chiar am și discutat zilele trecute cu domnul prefect și mi-a garantat că spitalul rămâne cum a fost și până acum. Cum a fost și până acum. Da. Bine, rămâne cum a fost și până acum, poate cu mai multă liniște. Să știți că avem un manager acolo foarte serios, un băiat tânăr care a continuat ceea ce a început doamna doctor Antohi și domnul doctor Apostoae. Și chiar sunt mulțumit și văd și aud că lumea este mulțumită de cum se organizează și de cum pune problema. Are un suflu așa mai de Iași, de spital județean. Bine. Eu vă citesc niște lucruri. Am scos de curiozitate din diferite documente publice niște date despre spitalul din Târgu Neamț. Și vă citesc așa. Reabilitarea acoperiș policlinică. Reabilitare termică a clădirii policlinice, care este în desfășurare. Proiect european de dotare a ambulatorului de specialitate, adică tot da, policlinica. 2,3 milioane de euro cu aparatură medicală. Ambulator. Deci asta citesc, da, despre policlinică acum. Da. Proiectul acesta, când? Deci reabilitarea este în desfășurare. Proiectul european de 2 milioane și ceva de euro este în fază de licitație. Când se termină licitația, începem achiziționarea aparaturii, ce a cerut fiecare medic în parte, începând de la ortoped, chirurg, ginecolog. Deci va fi un ambulatoriu modernizat. Am și un amendament. Ce a cerut fiecare medic în parte, după aceea îi luați și întrebați, aveți competența în a folosi aparatul respectiv? Este o altă poveste, dar asta... Sigur, managerul va avea grijă de acest lucru și... Domnul Pătrașcu, ați auzit ce v-am spus? Va mai avea grijă să fie bine amplasate și monitorizate aparatele. Așa. Laborator PCR, i-asistez Partidul Comunist Român, total renovat și echipat cu aparatură deja medicală. Deja s-a dat drumul la... Ok, spuneți-mi și mie, dacă vrea cineva să facă un test, poate să ducă la Târgu Neamț contracost? Oricând. Dacă este internat, testul este gratuit. Fără discuție. Dacă dorește să efectueze deci test... Deci pleacă în Grecia. Oricând sau... poate merge, da. Da, deci are, nu știți ce capacitate are, că asta e tehnic. O mie de pe zi teste. Nu are cum să facă. Nu, 1000 de teste pe săptămână. Sau oricum, e de ajuns pentru Târgu Neamț și pentru zona comunele din limitrofe. Funcționește. Funcționește, scânteiește. Da. Da. Vom încerca, vedem ce bani vom primi, că am înțeles că va fi o rectificare în perioada următoare. Vom încerca să venim cu ceva gratuități pe această linie cu PCR-ul pentru anumite categorii de persoane. Citesc în continuare din Sănătate. Reamenajare și renovare CPU.
Centrul de primire urgent. Și acum se lucrează la... În desfășurare. Urgență. Renovare, saloane, chirurgie, compartiment, ortopedie. Terminate. Dotare, aparatură medicală, ortopedie. Terminate. Loc operator. Dotare, aparatură medicală, alte specialități, mă rog, le-am scos așa cum le-am găsit și eu. Deci aparatură medicală s-a cumpărat în acești 8 ani de zile la discreție, adică nu s-a pus problema de... Ce s-a cerut, s-a ce cumpărat. S-a cerut, dar se și folosește? Se folosesc toate. E, sunteți sigur? Da, sigur. Așa. Renovare, cabinet, ginecologie din ambulatoriu. Da. Plus aparatură la ginecologie. Sala de operație este, vreau să supăr pe nimeni, dar eu cred că este una dintre cele mai moderne săli din județ. Renovare și dotare, compartiment de terapie și anestezie în cadrul secției de ginecologie. Asfaltarea, parcarea în curtea spitalului. Aici este o problemă, nu am asfaltat-o. Nu am asfaltat-o. Dar este proiectul... Este proiectul în derulare. Toți banii care i-am luat pe investiții, inclusiv această parcare, nu era atât de mare valoare, i-am băgat pe COVID. Adică, apropo, cheltuielile la COVID, cum stați? Vi s-a decontat ceva? Nu s-a dat nimic. Dar sunt șanse? S-a dat săptămâna trecută la spital direct de la Ministerul Sănătății, dacă nu mă înșel, aproximativ 2 miliarde de lei vechi pentru recuperarea banilor care spitalul le-a dat pentru testele COVID. Aici s-a dat ceva pe testele COVID. În rest nimic. O problemă mai delicată. Fluidizarea traficului în Târgu Neamț. Eu vă spun că am ajuns să ocolesc la anumite ore să trec prin Târgu Neamț. E adevărat, și orașul e așa construit din vechime, cu arterele acelea. Dacă aveam și scuarul pe mijloc, cum era? Cu trandafir. Bine, la vremea mea era cu trandafir, dar, mă rog, există niște planuri pentru viitor, cam care ar fi, pentru că este o problemă fluidizarea traficului. Prima problemă care trebuie urgent rezolvată, drumul național Bicaz-Poiana-Tăielu. Tot traficul greu din acea zonă. Vine acum pe la Vânători. Dacă se rezolvă problema Poiana-Tăielului și am înțeles că s-a deblocat, traficul va reveni la cum era acum un an, doi ani de zile înainte. Nu m-am gândit la chestia asta, că din cauza asta este foarte aglomerat traficul. Sigur, în special pe traficul greu. A doua problemă, sensul giratorul de la Humulești, care se mișcă. Zic eu că se mișcă. În ce direcție? Se mișcă în direcția bună. Am obținut avizul și finanțarea necesară pentru sensul giratorul de la unde se va construi Kaufland-ul, de la pod înspre Târgu Neamț, după podul de la Humulești. Iar sensul giratorul de la Humulești, am promisiuni, în special de la părintele parou, că mă va ajuta să cu, acea bucată de teren. Erați criticat într-o emisiune trecută că, dăm o veste bună, că probabil se va rezolva situația. Să nu uităm că acolo este drum național. Iar ca să construiești acel sens giratoriu, îți trebuie în primul rând aviz la drumul național și să ai suprafața necesară. Și drumurile naționale nu acordă avizul fără suprafața respectivă. Până nu ai toată suprafața. Dacă ați văzut undeva după intersecția de la Humulești în dreapta, era o suprafață de teren a unui cetățean care, după multe discuții și sancțiuni aplicate, a reușit să facă curățenie acolo, să igienizeze și sperăm să cumpărăm noi terenul pentru a intra. Am înțeles. Bun. Pe final, un lucru la care eu țin foarte mult și întreb pe toți care vin în emisiune, l-am întrebat și pe președintele Consiliului Județean și pe alți edili care au fost. Mi-e dor de sport. Știu că acum, în perioada asta, care e situația la Târgu Neamț cu sportul? Pentru că e foarte ușor să vorbim că se cheltuie banii aiurea sau nu se cheltuie banii aiurea. Ce se întâmplă cu echipa din Târgu Neamț și nu numai cu echipa aia? Ce se întâmplă? Am spus și în emisiunea trecută, mi-e dor de un meci de handbal feminin la Târgu Neamț, așa cum era pe vremuri. Echipa de fotbal nu e desființată, există. Președintele și antrenorul ține legătura, din ce am înțeles, cu fotbaliștii. Eu le-am garantat în continuare cât voi fi la conducerea primăriei, că îi voi susține.
Ăsta a fost și motivul pentru care am venit cu investițiile în acea zonă. Că dacă discutăm în zona stadionului, discutăm numai de anfiteatru, discutăm și de modernizarea pistei de alergare de la stadion, discutăm și de tribune, discutăm și de terenul de joc. Am spus că acolo ar trebui să fie un pol de dezvoltare. Acolo va și de fi cu siguranță. Și avem și acele două terenuri care vor fi moderne la norme europene pentru antrenamente. Din coace avem clubul sportiv, ce spuneați dumneavoastră, unde avem și secție de handball, avem și secție de fotbal, trei secție echipe de tenis, fotbal, tenis, care ar putea să funcționeze mult mai bine. Dar la handball avem o doamnă profesor care se ocupă și are echipă înscrisă de fete în liga locală, în liga județeană, mai bine spus. Dacă am găsi resurse financiare, cu siguranță ar putea promova. Și avem tinere handbaliste din Târgu Neamț care joacă întotdeauna la nivel mai înalt. Au fost întotdeauna talente pentru acest sport în zonă. Da. Și, după părerea mea, ar fi păcat să nu se întâmple. Vom vedea cu clubul sportiv ce se va întâmpla, că am înțeles că se vrea o descentralizare, să preia clubul sportiv primăria sau Consiliul Județean. Și atunci putem discuta, pentru că la momentul de față nu au finanțări necesare pentru a dezvolta cât de cât. Am înțeles că se pune problema acum, în ton ultimativ, cluburile sportive să fie preluate de către administrații locale. Locale sau județene. Sau județene. Da. Nu sunt de acord cu un domn care spune că nu se face nimic în momentul acesta la Târgu Neamț. Faptele spun altceva. Când iese de criticat, iese de criticat. Când a fost de criticat pe zona de mediu, de exemplu, am criticat, nu se pune problema, dar să spui că acum nu se face nimic în Târgu Neamț este un pic ne la locul lui, ca să spun așa ceva. Domnul primar, a trecut o oră, vă mai dau un minut, dacă mai aveți ceva să ne spuneți politic. Spuneți-ne, câte oferte electorale ați primit în perioada asta? Că eu vă spun așa, dacă îmi spuneți că n-ați primit niciuna, vă sancționez. Nu, oferte. Discuții au fost. Știți foarte bine că eu sunt un om cinstit și când intru într-o echipă, merg cu acea echipă până la sfârșit. Dar asta nu înseamnă că nu voi colabora și cu colegii din alte partide. La momentul de față am o echipă în spatele meu, atât la nivel local cât și județean. Sunt un om serios și vreau să termin proiectele care le-am început, după care vom vedea. Dar e scurs, am mutat la alte partide. Și nu vreau să intru prea mult în acest subiect. Voi rămâne și voi pleca din politică de la partidul care m-a consacrat, m-a ajutat și voi merge până la cap. Deci, avem și o știre, ca să spun așa, pe final. Daniel Harpa nu merge la un alt partid, cum s-a discutat foarte, foarte, foarte mult și știți că s-a discutat. Dar, am spus, de discutat, discut cu orice lider de partid sau cu orice om politic de la alte partide. Dar pe lucruri serioase, nu politică din asta de higienă. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. V-am stricat sau v-am făcut bună sâmbătă, nu știu, dar oricum o să mai discutăm, că mai avem ce. Asta este un subiect care aș vrea să-l discut, poate și cu doamna primar de la Vânători împreună. Problematic și cu cineva din poliție și cu să intervină și parlamentari, chiar și fost polițiști. Lideri ai romilor. Să vedem ce se poate face. Mi-aduc aminte la Vânători Neamț. Am scris eu cu ani în urmă despre un proiect, o spălătorie, ceva. M-am dus să văd ce e acum acolo. Distrus tot. Sunt lucruri care le ascundem sub preș. Acel proiect a fost inclusiv de integrare a romilor în societate. Era un proiect de integrare, că s-a distrus tot și e mare păcat, pentru că a existat dorința administrației locale. S-au făcut eforturi mari. Eu mă întreb ce fac acei reprezentanți ai romilor care sunt prin prefecturi, primării, dar în prefecturi, în Consiliul Județean. Cu stupoare am văzut că unul dintre ei semna procese verbale după calamități prin comunele județului. În loc să se ocupe de această problemă care este stringentă și va deveni și mai stringentă. Să vedem și noi proiecte și programe
pentru integrarea cu adevărat a romilor, nu pe hârtie și pentru a face numai niște bani. Asta este o problemă. Aș fi foarte interesat de asemenea dezbatere. Legile. Legile trebuie schimbate obligatoriu. Nu numai pe această linie. Domnul primar, sper că v-a plăcut cafeaua virtuală pentru dumneavoastră. Mie mi-a plăcut ce am făcut eu. Telespectatorilor, sperăm să le placă cafeaua. Eu pot urmări și în continuare, pentru că rămâne pe site, rămâne și în YouTube, adresa noastră de YouTube, și să avem o sâmbătă și o duminică plăcută cu toții. Cele bune, oameni buni, de aici, de la Mesagerul de Neamț, din zona cafelei de dimineață. Cele bune!